Дана Вероника. 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 Vă iubesc foarte mult. Să știți că vă iubesc nespus de mult. E dedicată celor care dau culoare vieții tale. Pentru ei pahare sus. Prietenia, piatră rară. Ori o păstrezi, ori pierzi-o cum moară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. Prietenia, piatră rară. Ori o păstrezi, ori pierzi-o cum moară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. Stat aici. Știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim. Doamna Veronica, vă iubim. Știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim. Doamna Veronica, vă iubim. S-a sfârșit și clasa a patra. Nouă ni se schimbă soarta. Un nou ciclu a început. Într-a cincea am trecut. De scumpa mea învățătoare mă despart cu jale mare, pentru că ea m-a învățat să scriu foarte ordonat, să fac probleme cu steluțe, cam greoaie, dar drăguțe, cum să mă comport mai bine ca să nu mă fac de rușine. Azi, cu regret eu vă spun că mi-au rămas bun. O să-mi fie foarte greu, că în suflet o să vă port mereu. Doamna Veronica, vă mulțumim pentru toată căldura și iubirea care ne-ați oferit-o în acești 4 ani. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut grijă de mine de cei 4 ani în clasele primare. Vreau să vă spun că sunteți o super profesoară și nu vă voi uita niciodată din viața mea. Vă voi ține mereu minte ca prima învățătoare. Să știți că vă iubesc nespus de mult. Vin prin acest mesaj să vă mulțumesc pentru răbdarea manifestată față de noi prin acești 4 ani, pentru credință, sensibilitate în momente grele. Vă doresc în continuare să aveți sănătate și inspirație și să educați cât mai multe generații. Mulțumesc! Îmi pare rău că trebuie să ne despărțim fără să ne vedem, dar totuși vă mulțumim pentru toți acești 4 ani de iubire, încurajare și învățămintele acestea care ne le-ați dat nouă. Noi le vom cunoaște mereu. Vă iubesc foarte mult și sper să ne vedem cât mai curând. Vă mulțumim pentru acești 4 ani în care ne-ați fost alături, în care ne-ați fost a doua mamă, ne-ați învățat să citim, să scriem, să socotim și multe alte lucruri frumoase. Dumneavoastră v-ați implicat în educația noastră, tocmai de aia suntem recunoscători. Vă mulțumim cu drag și vă îmbrățișăm la distanță promoția anului 2020. Vă mulțumim că acești 4 ani ați fost alături de noi. Vă mulțumim că ne-ați învățat să scriem, să citim, să calculăm. Vă mulțumim că ne-ați învățat să ne transformăm din copii în adolescenți. Vă mulțumim foarte mult pentru toată răbdarea pe care ați depus-o în toți acești 4 ani. În acești ani noi am învățat foarte multe lucruri frumoase de la dumneavoastră, lucruri care pot să ne ajute în viață. Și mereu ați fost o fire foarte bună, blândă și mereu cu zâmbetul pe buze. Mereu ați vrut să știm mai mult, să citim mereu, pentru ca să ajungem cineva în viață. Și pentru asta vă mulțumim din toată inima. Vă mulțumesc din suflet că m-ați primit cu drag în această clasă, că ați fost bună, insistentă, m-ați învățat multe lucruri noi. M-ați dus împreună cu toată clasa în diferite excursii interesante. Ați organizat jocuri captivante și, cel mai important, am avut parte de cea mai bună învățătoare. Vă mulțumesc de tot! Draga și scumpa mea învățătoare, sunt fericită că în toți acești 4 ani m-ați iubit și m-ați educat ca pe propriul dumneavoastră copil.
În inima mea veți rămâne ca o mamă bună și sufletistă. Eu vă mulțumesc pentru tot și vreau să vă văd mereu sănătoasă, fericită și protejată de bunul Dumnezeu. Vă iubesc! Vă mulțumim din tot sufletul că în aceste 4 ani mereu ați fost cu noi. Ne-ați susținut și ați răbdat. Ați fost cu noi la bine și la rău. Vrem ca următorii copii care vor veni la dumneavoastră să vă asculte, să fie cu minți și să învețe bine. Vă iubim! Vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat în acești 4 ani. M-ați învățat foarte multe lucruri utile în viață. Chiar dacă noi vom pleca în clasa 5, noi vom fi cu gândul la dumneavoastră și ne vom întoarce cu plăcere la prima profesoară. Vă mulțumesc pentru acești ani frumoși, plini de emoții, de împliniri, de excursii. Vă doresc să aveți încă mulți ani frumoși, fericiți, plini de bucurie. Iată, au trecut și 4 ani ca vântul. Adio, dragă învățătoare, o spun cu glasul tremurând. Vă mulțumesc pentru toată grija, cunoștințele pe care mi le-ați dăruit, pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc pentru tot. Mă mândresc cu o așa învățătoare care mi-a dăruit atâtea cunoștințe. Sunteți cea mai bună dintre toate. Eu vă doresc sănătate, fericire, lumină în viață dumneavoastră, să aveți o clasă deșteaptă. Acum am crescut. E timpul în clasa 5. Sperăm să vă bucurați de toate succesele noastre. Vă doresc un buchet de culoare veselie, care să vă aducă noroc în viață. Să purtați cu cinste și demnitate titlul de semnător al cunoștinților. Sunteți cea mai tare! Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați fost ca o mamă, că ne-ați învățat ce este prietenia. Dumneavoastră mereu ați avut grijă de noi, ne-ați dus în excursii interesante, unde ne-am distrat împreună. Dumneavoastră ne-ați învățat cum să fim uniți, lucruri interesante și ne-ați învățat matematica, cum să socotim. Vă mulțumim și să știți că dumneavoastră sunteți pentru noi ca o mamă. Vă mulțumesc de mii de ori și mă închin până la pământ, doamna Veronica, la mulți ani, dragă noastră învățătoare. Vă mulțumesc atât de mare pentru doamna învățătoare, când ne-ați luat de mână, eram mici. 4 ani frumoși am stat aici, știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim. Ne-ați dăruit multe povețe, cu răbdare zi de zi, dragoste de carte, ne aduce multă bunătate. Doamna Veronica, vă iubim! Doamna Veronica, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru că m-ați ajutat să fiu cine sunt. Vă mulțumesc pentru tot efortul depus și sper că ne vor revedea cu bine. Nu pot să cred că au trecut deja 4 ani. Parcă mai ieri a sunat primul clopoțel, prima lecție, primele emoții când mi-a stricat numele. M-ați învățat să scriu și să citesc, să devin cineva. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Vă iubesc și vă voi iubi mereu. Parcă mă ieri pășeam retrasul școlii Prag cu un braț de flori și doamna Veronica mă conduse în clasă fiind un ghid ca soarele în zori. Mă așeză cu drag în prima bancă și îmi tremura mânuța în mâna ei, pornit în blind ca într-o barcă spre oceanul larg al cunoștinților. S-au scurs ani unul câte unul, semestru cu semestru am adunat și pusem întrebări noi cu duiumul, la toate noi răspunsuri am aflat. Doamna Veronica, vă urez o vacanță plăcută, cât mai multă sănătate și fericire în familie. Trecut au 4 ani în zbor, nici nu-mi dau seama când s-au dus. A fost greu, dar și ușor și aș avea multe de spus. Mai întâi de toate, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Veronica, pentru grija acordată și pentru răbdare imensă. Și ne scuzați dacă uneori vă aduceam în loc de zâmbet tristețe pe chip. Și sunt fericit să fiu discipolul dumneavoastră. Și este păcat că nu putem să ne mai dăm o ultimă îmbrățișare și un buchet de flori. Doamna învățătoare!